Salut tuturor și bine v-am găsit la emisiunea noastră de PUBG Mobile. Of, what the fuck. Ok, data aceasta o să mergem aici în Moni... ce? Mongani. Mongnai. Pardon. Așa. Vom încerca să facem ceva, tot așa mergem când suntem pe solo, mergem pe niște zone de astea așa mai micuțe, mai retrase, vedem dacă găsim ceva iteme. Și înainte de toate să apăsați butonul de like neapărat, să ne mai multe like-uri. Și un share ar fi drăguț, chiar ar fi drăguț. Te rog, vă rog, acolo un share frumos. Știu că îmi dau silința. Chiar mă chinu. Nu e atât de ușor pe cât credeți. Chiar nu e atât de ușor. Nici nu greu nu e, dar e obositor. Adică... Bă, da, n-ajung. N-ai problemă. Hai de drept. E un orășel mic, văd aici, dar, mă rog, sper să găsesc că încă nu s-a arătat cercul. Da, imediat să ne dăm seama. Mă, sper să nu mai fie nimeni aici. Deja s-au bătut ăștia. Mișto. Așa, ia first, ia casca, ia energizantul, dar te rog, dă-mi și o armă. Ca să nu fie shotgun. Mersi frumos. Și să nu-mi pui, te rog, 4x pe asta. Vreau sigur. De ghiozdan. Ofa, uite. Ne-am capaș pe ceva, nu știu. Să stai burst, ok, nu vreau burst. Nu. Stau cu mai bine cu auto asta. Un 2x sau ceva. O vestă. Scorpion asta e ok. It's a good pistol. Chiar e foarte puternic, e automat și rupe, mă gândesc, și să zic, chiar rupe. Ar. Da. Ok, arăt ca arăt, dar un M4, something like that, nu? Ok. Cum, uite ce la băiatul mi-a dat. Exact ce-mi doream, vedeți, vedeți? Vedeți, astăzi Dumnezeu ține cu noi. Eu o să țin 4x-ul și o să mă bat, cred că cu asta, nu uite de că nu prea mi-a dat ce-mi doream. Aaaa, ba da. Hei. Oh, și extended ăsta și maker. Hai să mergem la astea. Zona este... e ok, e pe noi, dar... nu suntem chiar în mijloc, ca să fie... să fie bine. Și astăzi o să încercăm să câștigăm. Bine, încercăm. Acum, na. Ce să fac? Încerc și eu. Știți că eu, aparent, sunt mai chior așa, de fel. Și alte ori dau prin smoke, dar ok. Știu, sper că v-a plăcut faza aia, adică... chiar nici eu nu mă așteptam să-l nivelez. Wow, multe case mari. Acolo. Aici, desigur, o casă goală. Îmi doresc acum, dați o cască 2, vestă 2, ceva. Și un backpack 2, da, nu mă sufăr nici la un backpack 2. Deci, cască 2. Și hai să ne mai erau, că mai erau două, că să zicem. Cred că am fost o tigă aia, cred. 4 și geacă pe 9. Stau acum. Uite o mașinuță. Ah, nu era tigă, era o vestă 2. Sigur că e bună și asta. E doar o să merg la căsuța asta de aici. Și să mă duc după aia în direcția aia. Să văd ce mai găsesc pe drum. S-a părut sau l-am văzut pe unul? Nu, mi s-a părut. Ok. Da. Și cu o tigaie eventual. Bun, lanțe. Bine, mi-aș dori un car, eventual. Că uneori găsesc mult car. Multe caruri și alteori nu găsesc. Ceea ce mi se pare super. Oh, uite, și niște medicale bune. Nu să nu. It's so good. E încă un stoc. Hai să vinim pe aici, să vedem dacă e vreo armă, pentru că aparent sunt și pe aici. Drop. Drop-o. Forță. Băieți, am găsit cască 3. Forță. Când îl luăm, omor. Ce șmecher.
Ok, am mutat și zona asta. Ah, acum mai să mergem tot încolo. Am văzut și drop aparent fix pe linia noastră. E un camp aici. Oh, shit. Asta nu e... Nu e tocmai ce-mi doream, dar... E ok. Oh, shit, l-am văzut pe unul. Aha. Așa că să mă duc, de fapt aș putea să mă duc, pentru că e solo, știi? Ia tipul ăsta pe aici. Mamă, dar arme mare, nu? Ia, sper să mai apă la spate, atât îmi doresc. Că tot colesc eu nebunia asta. Camp Bravo. Ok. Au sniper, eu văd băieții, eu mai încur gol așa, ce să fac? Bine, nu chiar încur gol. Eu, dacă vedeți că vorbesc așa mai încet din cauza faptului, pentru că încerc să mă concentrez puțin mai mult la joc și mai puțin la vorbit. Acum, da. Poate data asta îi și văd pe băieți. Aca, nu vreau aca. Much better M4. Stai bun. Oho, uite-n SLR. Bun, avem și glanțe între el. Și bine să-mi prici mie Patrix-ul. Ar fi o idee chiar bună să-mi prici Patrix-ul, dar știi, vreau să în același timp să-mi iei și alea. 45 că pui astea le arunc și am asta. Avem un SLR. Măcar un SLR avem și noi. Să tragem la distanță. Hand grip, casc 2. Să ne continuăm drumul. Of, of, of. Ce mai e în față? Multe, multe și nevrute. Mă băiesc, mă. Slash hider de ară. L-o fi dat, nu l-o fi dat. Mă, naiba știe. Mă mai duc după el. Ceva, oare s-a mișcat ceva acolo. E lăsit de snipe. Da. Da, am văzut că-i lutat. Dar... na. Se mai lasă chestii. După cum vedeți, și după cum vedeți că și eu mai las chestii, adică... iau chiar tot. Nu știu că na. Și uite, poate e un car? Un car, mă băiesc, mă. Îți, Johnule, ce ai făcut? Păi băiatul meu doar un car. Și va avea stă unul, dar avea cască 3. E ok. E ok.
Bine, speram să aibă, poate o vestă 3, da. În vedere că i-am dat un vestă. Da. Bine că l-am auzit. Ceea ce sper ok. Deci mă băieți, eu nici n-am nevoie să mă bat, că bătaia vine să eu dau. E, nu știu dacă sună mai corect chestia asta, dar... Na. Că bă, și ăștia vin să le dau bătaia, nu trebuie să mă duc eu după ei. Îți băieți, bă. Și băiatul ăsta, că a venit de aici... Sunt niște căsuțe pe aici. Aici era vechiul spawn și acum văd că a dat la bootcamp, a spawnat la bootcamp, ceea ce e puțin ciudat. Dar puțin. Mă sunt 13 deja, cred că abia acum e... Este gen primul cerc. Ceea ce... Nu știu cât de ok este. Dar rămâne de văzut. Dar are pe aici. Destul 2. Aca. Dar nu prea. Nu mai stau aici. Am văzut la casele astea de sus. Suntem drop-ul. Poate avem noroc. Poate avem noroc. Hai să... Oh, shit. Chiar avem noroc. Mergem puțin pe bătaie, mă vezi că altfel nu facem treabă. 210. Tot în față. Oh, dar văd că cercul s-a dus, adică... Chiar s-a dus cercul. Destul de aproape și totuși destul de departe. Sper să nu stea neapărat băieții pe la camp sau ceva. Mă rog, și în același timp sper să nu fie flare. Oh, shit, unde l-a dat? Aha, l-am văzut pe băiat. Am văzut pe băiatul ăla, da. Și aș vreau să mă duc să iau și drop-ul. Dude, în direcția asta s-a dus. What the fuck? Așa că a tras după mine, da. Băieți se bat. Oh, shit.
Dude, serios. A luat. Avea AVM, mă. L-a luat. Fuck, boy. Da. Asta a fost episodul. N-am făcut prea multe. Am văzut pe tipul ăla care a intrat în pământ și tipul ăla care stătea cu AVM-ul și campa drop-ul. Na, să faci. Am fost episodul. Dacă vă prindeți, apăsați butonul de like. Dați că aveți grupul de Discord în descriere, unde primiți notificare de fiecare dată când postez un clip nou. De asemenea, aveți și Instagram-ul meu, iar eu am fost Alex și noi ne auzim data viitoare. Ceau, bă, pa, pa!